Larisa, te-ai convins că Peneș este un om cu suflet mare potrivit pentru este Sabrina? Este un om minunat, minunat. Ce bei? Nu beau nimic apă, ce drag de o limonadă. Iubesc, mă, iubesc. Ce? De parte, voi nu vă mai certați acasă. Cunoști? Da, deși nu am mai ținut legătura de ceva timp, mai exact în liceu, all times, să știi că te-am urmărit cu drag și mă bucur pentru tine, par mult mai fericit decât să ne vă pup. Ceau, Eve. La ce serial vă uitați? Am rămas eu singură, gata, pa, a plecat. Gata, au plecat, am rămas eu. Ce faceți? Larisa, cea mai mișto, normal. De ce râzi? Mai pot de cald, am transpirat, mă simt aici ca la Mireasa. Da, măcar la Mireasa avea aer condiționat. Să adună, chiar știi, mulțumim, 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 mulțumim. Lasă vrăjeala, Larisa. Îmi place, îmi place vrăjeala. Trebuie să vă vrăjesc așa. Abracadabra, pata de cabra. Eu sunt pe Sandra, vă iubesc mult de tot. Copii cei. Păi ăștia, adică să ne pună, cred că. Păi ăștia, este ok, dar voi două numai cu rusul. Noi mai și mâncăm, să știți. La Larisa, nu mai este pe tine grădina. Ba da. Păi nu. Doar că mă enerva. Sabrina, ce să-mi pun folosești? Am vestul sâmbule. Mă cer mereu cu familia că îmi rup din tip. Sunt deși mai frumoasă, frumoasă prietenia noastră. Da, chiar frumoasă prietenia noastră. Voastră voia să zică, mai greșesc am cu oamenii. Am plătit și noi 40 de ani pentru pensie mizerabilă. Să nu înțelegi greșit, nu am nimic cu pensionare decât cu cei care comentează rea și nu-și văd treaba lor. Dar cea doar cu Sabrina, nu. Cu Perneș. Mă tentam să spui asta! Ți-a zburat și aia din mână. Nu-ți vreau mânsoarea. Da. În al mai iulea? De ce da. Toate mesajele? Pentru că sunt multe, multe și n-apucăm. Du-te, Larisa, și lasă-i să iubească. Of, Doamne. Simpaticilor, Larisa, ești mult mai frumoasă decât... Băi, să știți că și eu am zis asta, pe bune. Mi se pare schimbată față din mine asta, sincer. Și nu mi-a făcut nimic. Nu și-a făcut nimic. Nimic. Bă, singurul lucru... Și că Sabrina, într-o seară, te-ai văzut cu ăla pe când a play, erai în primele dușuri și nu au schimbat camera, Jesus Christ. Ce? Ce-au? O zis că m-au filmat la dușuri. Ce să faci de la dușuri acolo? Erau patru dușuri și erau jegoase, li spălai tot așa erau. Noi făceam ales... în dușul 2. Eu doar eu și la așa făceam în dușul 2 pentru că știam că facem doar noi, aveam lucrurile noastre și nu... Așa ajungea peste tot. Asta ai nevoie să te întrețină, da, pentru că ai să faci un bărbat și întreține soția. Pam, pam, pam! Muncesc de când mă știu, draga mea, nu să mă întrețină nimeni pe mine. Salută pe, pe fetița. Vă pup, dragilor. Uite, îi trai prea ta, Lucy. Unde-i Lucy? Hai, Lucy! Pa! Lasă-mă, Lucy! Nu! Vă pup, dragilor. Acum ne pup. Chiar a dat în voi, Simona, ne misiune. De multe ori simțeam și noi asta, dar o trecut. S-a mea cum te înțelegi cu părinții pe foarte bine. Mă înțeleg foarte bine cu socrii. Perneș, Sabrina, voi e bine. Pene și n-am vorbit cu mama ta la tel și cu mama lui Sabri. Emisiunea s-a terminat. Nu, habar nu aveam că o să vină după mine. Mi-a făcut o surpriză. Chiar pe Neș vorbește, vorbește engleză. Ui. El are chelcheșoa. Așa, acel chelcheșoa. Chelchecoză, cum spune? Chelchecoză. Nu știu. Mi-am amintit. Păi ce treabă avea prezentarea că materialul cuvenea îngrijitoare? Băi, da, chiar în unele situații chiar era îngrijitoare, adică recunoaște și noi. Stăteam cum voiam eu, eram ca la mine acasă, stăteam cum voiam eu pe canapele, ia ca asta m-a interesat pe mine cum stau eu. Da, foarte bine. Trebuia să stau și să stau drept, voi așa să stau casă drept. Cel mai fain, ia la voi pe live, la celelalte cupluri zici că e regie. Nu, cred că e regie. Cred că așa ție. Ce rasă este Abel și Apollo? Abel este British Shorthair, Apollo este maidanez. Eu sunt câine. Apollo este rasa tomberoneză, e luată de pe stradă, este ceva corcetură de norvegiană de pădure. Ai văzut provocarea făcută de Ion și da, soțul de cuvânt. Tante Petru este bine crăcănată. Nu. De ce nu vorbești engleză? Ca mașina de cusut. Da, nu știu, Larisa, că mergeți după... Nu știu, Larisa, că nu mă așa. Nu, o surpriză. Băieți, al meu, surpriză. O insistat să mergem să luăm pe Larisa acasă. Nu merg săraca singur cu trenul ori întregi. Că nu știu cât ar fi făcut cu trenul de la
ajungea mai rapid în Cancun. Ajungea la voi în Spania și se întorcea la atâtea ore. 3 ore jumate faci până la Madrid. Așa că am tăiat-o amândoi într-o mini-excursie să o luăm pe iubita noastră Larisa. Am păcălit-o că trebuie să primească un colet. Și ea a crezut. Și-a primit două colete. Și mi-a dat adresa. Da. Și mi-a dat adresa și am mers tăgâdâm după ea. Și la când s-a ajuns la poartă, i-a spus că a ajuns curierul și să iasă. Cât mai este Larisa în România? Și a ieșit. Nu știu cum. A ieșit. Pe 20. Și m-a găsit pe mine și l-a găsit și pe iubitul meu. Și a nebunit. S-a ajuns și declarație frumoasă, a făcut-o. Da. Da. Să citim aici comentariu. Da, o să vină la mine în vacanță, normal. Vin amândoi. Normal. Acum nu prea se aude, pe unde mai nu prea se vede. Da, după ce termină aici o simt și pe TikTok. Unde sunteți? Home, sweet home, în Cluj. Da, facem o pauză. Ce gest frumos, drăguț din partea de pe unde să mergi la așa, da. Da, super! Solțul. Soțul, poate, da. Mie îmi place că zic iubitul meu. Oricum. Is Spanish drinking alcohol. Da, ai scris corect. Da. Dați actually Pepsi. Greșit, e vin în țigară de Pepsi. Nu credeți. Vin negru cu acid. Da. Pe niște pațite, da. Nu, zi adevărul că ți-ai lipit niște orbit acolo. Dar și eu am pațete, nu se vede. Mă simt așa, în minoritate aici, fără ce pațete. Ce pațete din folosești pentru că ai lins super alb. Se cheamă fațete. Da. E de la brandul fațete, cu aromă de fațete și dentistul vă ajută. Băi, știu că o să fiu tată în curând, dar nu știu dacă de față sau băiat, încă n-am putut vedea asta, n-ai cum să vedea așa. Cert echitate de pisic. Deci din motan. Te-a găsit pe tine, vorbești cum ți-e vorba, nu te mai întreci. Nu știu, stați în Cluj. Te-a găsit pe tine. Bine, v-ai întrebat? Când mergeți la Iași. We will never know. Deci nu este tomberoneză care și pasăre. Se cunoaște după blană și mărimea pulă. Da, și eu am văzut eu când era pui, era mic. N-am mai folosit alergă. Era ca un pui de vulpiță, așa, portocaliu. După aia când au crescut, da, a început să-i crească o blană. Clar nu-i chiar o mulță simplă. Sunteți toți trei aburiți. Da, Doc, a fost că m-a aburit, iar tu ești corect. Iar tu ne invidiezi. Aburitilor care sunteți. Păi deci nu te mai doare. Acum mai comentați că ne... Mâncăm pe gratis, că consumăm curent pe gratis. Stai așa. Și acum îți dai telefonul de pământ. Ja! Vezi că vine după tine ăsta lui. Nu e în ce sala pierdem. După ce întoarcem de la ea și în ce sala. Nu văd până acolo. Că dar eu, dacă eu nu vedeam de acolo, nu m-am răspundat. Dar tu ce m-am legat? Ai plecat? Nu, mă duc la o... Ai la rămâncat? Fufu? Fiștilă? Fiștilă. V-ați uitat la filmulețele cu voi? Puține dintre ele am văzut. Adică acum mai arăt bine. Mamă, deci dacă aveți filmulețe, poze, ce aveți, ne trimite și nouă. La Larisa în privat, nu mie, mă rog. Da, eu vreau. Deci vreau poze, video, ce aveți. Și îl latră acolo. Did you start work yet? Da, noi muncim. Eu n-am buletin, frate, voi sunteți normal. N-am cum să mă angajez fără buletin. N-am buletin, trebuie să-mi rezolv cu medicul de familie. Când eu mult într-un oraș nou, nu-i chiar așa. Vacanță. Deci, în primul rând, nu stăm pe banii voștri, nu mâncăm pe banii voștri. Desfă o șampanie în ciuță în videoșilor. Bă, chiar bă, n-am o șampanie în casă. Ca desface... Și mi-ar scârbă, n-am o șampanie. Cum se dacă poate strâng? Dacă invităm de chema la extra night show, vezi, merge, da. S-a el și tu ai fațete. Da, și Sabrina are fațete. Nu, nu am fațete. Doamne, mergem noi la XLS. Mergeți voi doi împreună. Am urmat eu cu perne așa. Sabrina stă în spate. Nu v-au dat cei din producție înregistrări cu voi, nu? Nu. Nu o să mă întreb la Remax. Ce zice? Multe materiale cu voi din alea urâte erau legate, chiar și în finală la ceilalți nu s-a dat nimic. Da, pentru că noi suntem puternici și am putut duce asta. Pernășești un scump. Cărmă Sabrina. Ești tot pereș, dar ziceam că ar fi bine să promit că mă duc, dar chiar o să mă duc, dar după ce mă întorc de la Iași. Te înscrii la medicul meu de familie, Sabrina. Trebuie să mergi la o facultate, că am scos acte și în primul rând când te angajezi nu mergi. Vreau să mă angajez. Ai nevoie, frate, de acte, ai nevoie de lucruri, nu jap, așa. Stai 6 luni închis și când ai și primul lucru că mă duc să
Și dacă vreau, n-am cum să fac buletinul într-o zi. Sunt mândru că n-ai plecat în Ardeal, iar pe seara n-ai reușit să o faci ardeleancă. Tot moldoveancă rămân. Încă adică ești. Pruncii o să fie o corcitură. Ce corcitură poate iasă între ardelean și moldovean? Nu știu, ceva frumos. Să fie așa... Cum a fost acomodarea Sabri? Încă e greu, nu pot zic că e ușor. E greu, dar... În general, lucrurile frumoase să nu-mi vine cuvântul. Se obțin greu. Ceva de genul. Să ai mâna de vreși pentru răspunsurile date tuturor. Ce s-a întâmplat la confesional? Uneori concurenții îți păreau acolo. Ce s-a întâmplat la confesional? Uneori concurenții îți păreau acolo. Cum adică îți păreau? Adică probabil intrau pe ușa acolo și... Pierau toți ce se întâmpla la confesional? Uneori concurenții dispăreau acolo. Practic acolo e o zonă în care nu există camere și când ai niște probleme mai... Sunt care au acasă lăsate tot felul de probleme, situații, trebuie să ia legătura. Dar nu se întâmpla nimic deosebit. Nu, nu erau lucruri care țineau de relații sau ce se întâmpla în casă, ci pur și simplu de lucruri de afară, cum ar fi situații financiare sau familii, situații excepționale în familie. Dar, na. Chiar la cât de mult s-a dat în voi, chiar ați fost puternici. Da, și suntem mândri de asta. Justă din partea aia, sigur. Da, chiar am fost prin mamitare tot felul de firme care sunt și la noi în Iași. Și oricum, dacă ruși în Iași, sunt firme la care aș putea să mă angajez și lucrez remote aici. Da, cred că după 6 luni fiecare merită o pauză. Până la urmă nu stăm pe banii nimănui. Când ești stătea cel mai mult acolo. Haideți să nu exagerăm! Deci vă rog eu! Da, dar s-auzea pe Antena Play când spuneam cineva că sunteți chemați la confesional? Sau băi, deci bani? Spuneți-le la oamenii ăștia. Ei cred că cineva ne pune acolo să ne certăm, să... Mă, dacă ne punea cineva să ne certăm, chiar era bine. Da. Băi, dar din păcate casa Mireasa, nu ne pune nimeni. Nu ne este dor de casa Mireasa, mi este dor doar de Miții. Ați luat 3.000 de lei pe emisiune, nu? N-am luat 3.000 de lei pe emisiune. Pe lună? Pe emisiune. Aoleu, pe emisiune? Da, 3.000 de lei pe lună. Da, pe lună nu. Nu vă gândiți că ieșesc de acolo milionar, că nu-i cază. Drumurile grele au destinații frumoase, Sabri. Da, iubiți-vă mult. Iar mănânc, iertați-mă, ce mici o să fie ardeleni. Ce mici o să fie bombă. O să fie ardeleni catolici. Sabrina, să-l duci pe pierne și pe Bucium să vadă... Iașul noaptea. Dar o să-l duc la cruce acolo, la City View. Pierneș, Giovanna spunea că ești protejatul staffului. Băi, na, nu știu, dacă asta s-a văzut, înseamnă că... Și așa cu ce l-a ajutat să fie protejatul staff-ului? De-aia ați luat așa de multe mii, de-aia am fost așa... nu se auzea că se chema la confesional, ne dădeam seama că era dispărut din cadru. Că staff-ul te-a pus când erai pe locul 1. I don't know, chiar nu știu asta, chiar n-am din să știu. Dar cu siguranță au fost oameni care m-au susținut și m-au votat, deci de-aia am fost. Cât timp veți fi împreună? Izabela Mălăgeac sau... Fake love. Te salut de la Buftea. Aoleu, Buftea. Stai aproape de noi. Buftea. Nu ați primit un salariu lunar în afară. Salariu. Nu-i salariu. Primești. Doar că nu la ce te gândești tu. Nu. Dacă stai și muncești acasă pe job pe care l-aveai, ieșai mai dacă bine. Dacă voi ieșați din emisiune, nu mai urmăream. Sunteți tare. Da, chiar că. Dar ce gura a făcut Aruna pentru rochia, trebuia să eu faci cadou. Ce faci, Carisa? Ești departe de ei. Da, se spunea că stafful te informează cu toate. Nu are cu ce să te informeze. Credeți-mă că nu. Nu, doar dacă aveai ceva de rezolvat din exteriorul casei. Atât. De puțin, tu. Nu o să fac mișmașuri de-astea care pe locul 1. Și plan ce conta pe locul 1, 2 sau 3. Conta să fii acolo dacă voiai să fii protejat. În rest, nu văd ce interes ar fi avut să-l pun ceva pe un. Marisa, salut. De pe balcon, da. Tot de pe balcon. Ah. Nu contează că ăsta de rest o moldoveni, doar să vină barzac mai repede. Unde e Abelito? Merităm și noi un pic așa. Abelito e cu la ajutat undeva, la perdea. Te pupăm, Ana! Ana Maria! Am văzut-o pe Ana, da. Deci, într-o noapte, după o cealaltă, ai dormit la confesional, mâncava să-l dau. Mă duc că am treabă să fiu o țigară. Hai de capul meu. După 6 luni de stat acolo, merităm și noi un pic. L-am scos pe balcon și pe Perneș. Mamă, și-am început o frază două ori și am uitat-o. Nu, n-am vorbit cu Dana, a venit și Abelito. Abelito!
A venit-o. Ce faceți? Unde deci, ce mai de cald. Pupii, Gianna Maria, pupii. Era un salariu, era ceva pe ediții live, dar nu era așa. Sunt sigură că voi veți rămâne bine. Dacă ne știți că nu. O alegere foarte bună, Sabrina. Da, chiar da. Abelito, vrei să tu, mami? Auzi, Sabrina, ești însărcinată? Da! Vezi că nu ești singur în casă. Deja și născut, uitați! Uitați ce ăsta e rezultatul ce cuvoșenie! Lunilor din casă. Da, una renta. A ganat una renta. Are rude în Florești. Pusi. Da, bine, foarte bine. Prietul Natal aici. Ce mă lăsați aici singură? Nu e live-ul meu. Nu, că mie nu-mi plac live-urile. Larisa, ai prins singur? Da, în buric. Larisa e fericită. Da, sunt fericită că s-a murit Sabrina. Ne-am putin în chișoare. Mă țin în închișoare. Bau, bau. Eu am susținut și m-am ciutat cu toți care sunt la de voi. Ei, asta e. Ne-am înșelat, iubita, azi noapte la voi. Pusi, Elena. Sabrina, vreau pozele. Bau, bau. Lasă, te vrem la Nea Marin. Da, și eu vreau. Mamă, nebunie. Deci chiar trebuie să merg la Nea Marin. Deci eu zici că s-o chidim. Să mă bat cu el toată ziua acolo. E British. Bună. Vezi, tu mă vezi? Bărbat român sau spaniol? Cred că spaniol, până la urmă. Mamă, acum să zic ceva. Hai să dau portul, vrei? Dar îi dai hai, deja. Dar unde ai pus-o bine aia? Păi cum era? Da, cum era nudă. Rezultatul? Păi ce dracu că m-ai dat și pe nas. Stai nebun. Ce ochi verzi am. Da. Ce zice lumea pe aici? Peritor și-a repede fost, da! Da, Doamne! Deci, el fumează așa, ia țigara, bagă în gură, 3 secunde s-a terminat. Bagă în gură, Larisa! Ia uzi, ai vrea să fii asistentă la TV Antena Stars? De ce nu? Larisa, ai vorbit cu Robert. Am vorbit când am ieșit. Larisa, o căsii câștigă pe opțiune Gen Splash. O durere în fund. E, chiar că o durere în fund, nu pot să vă dau detaliile astea. Sunt contractuale, sau cum se zice? Intercostale. Limba română. Contracții. Nu, mă, sunt contracții. Da, în contracții viste și nu ai voie să spui. Da. Nu s-o dată, că ia uite, fanii Larisa, încă vedem să o vedem cu Răzvan. Nunca, nunca Hamas. Larisa, ce ruși folosești? Larisa Pupici. Ce ruși folosesc? Maybelline. De la Maybelline, da. 06. Măi, Berneș, mai rar așa buia ca tine. Confidențial. La râs, la cât ai râs, la... A râs Robert de voi trei numere de Nisa lui să-i dai. Nu mă mai râs, ea. Mine mă interesează. Mă doare la bașcheți. Ce zici aici? Na, nu vrei să vezi. Nu, nu? Care și-o să-și lați așa? Larisa, îmi cunoști foarte din casă. Ce dracu zic ăștia? Ce ziceți, măi, nebunii bă, dacă mă... O să știți pe Răzvan, dacă merge, da. Te lăsa de fumat pe Andrei, nu m-a lăsat. Te potriveai cu nimeni din casă, vă dreptate. Da, chiar da. Ba. Nu mă potriveam cu nimeni? Că nu aveați bateriile, cu ce vorbeați? Bateriile... Și dacă n-avea baterii, erau... Toți se auzeau, erau microfoane în casă deci... și n-aveai nicio șansă, cred. Toți se auzea acolo, n-aveai... Cum să nu discuți? În spate, Larisa! În spate! În față! Lămurește-ne ce nu are Răzvan, pentru că toți îl vedem om bun. Eu cred că simplu nu se potrivește, nu-i pe mai, nu ne potrivim. Nu... Nu e pentru mine. Și nici eu pentru el. Ce? Sunt bune? Mă, să-mi dai din punct. Vă îmbăcați acum? Cu cine? Cine s-a certat? Gen tu, tu? Eu cu... La cine cu Izuia? Răzvan, vreau să Bogdan. La noi acasă, la mine și la Sabrina acasă locuim. Doamne, deci o să-mi scriu în frunte. Nu mai țin legătura cu Dana.